Valul de caniculă a adus o secetă cumplită în mai multe județe ale țării. În lipsa ploilor, culturile se usucă pe câmp, iar pentru irigații nu mai este apă. În plus, și animalele suferă de sete. În județul Mehedinți, apa nu va fi raționalizată în acest moment, însă reprezentanții SECOM trag un semnal de alarmă. În mai multe județe din țară, unele localități au decis să raționalizeze accesul la apă. Din primele informații au fost anunțate aceste măsuri în localități din județele Cluj, Mureș, Ilfov, Prahova, Iași, Botoșani, Arad, Constanța. Panica s-a instalat și în județul Mehedinți, iar cetățenii se tem că apa ar putea fi raționalizată. După cum bine știți, la ora actuală România este grav afectată de secetă, motiv pentru care în unele localități autoritățile au luat decizia de a raționaliza apa. Asta în condițiile în care în perioada următoare situația nu se va îmbunătăți, ba dimpotrivă, ea se va înrăutăți. La momentul actual, operatorul SECOM nu va lua astfel de măsuri, însă vă pot spune că suntem la limită și pe această cale doresc să fac un apel către cetățeni, rugându-i să utilizeze apa în mod responsabil, pentru a nu se ajunge la situațiile similare celor din celelalte localități ale țării. Sunt tot mai multe localități în România unde apa potabilă se dă cu porția, iar oamenii nu își mai pot iriga culturile. Operatorul care asigură distribuția apei în municipiul Drobeta Turnu Severin îi asigură pe cetățeni că în acest moment apa nu va fi raționalizată, dar totodată se trage un semnal de alarmă ca oamenii să folosească apa în mod responsabil.